Vă prezint ASMR. Serios? Mai bine o să mă joc mai pe urmă. Dragi prieteni, astăzi facem 24 de ore în mașină! Și eu cred că va fi multe emoții faine, multă distracție, așa că dați like dacă mai doriți diferite challenge-uri cu 24 de ore. Și scrieți în comentarii unde, în ce locație, ce să facem cu 24 de ore. Și care vor fi regulile la acest challenge? Avem un pahar cu 10 berețele și eu am luat cu mine 10 lucruri. Și la fiecare jumătate de oră, o să vedem de la noi, vom extrage un bilețel și vom vedea ce provocare este acolo. Și o să ne stărâm sau ne plim. Dacă eu n-o să reușesc, nu se va primi sau nu o să pot să îndeplinesc provocare, înseamnă că eu o să trebuie să scăp de un lucru. Eu aleg care lucru și îl dau tăticul. Și gata, nu-l mai văd. Eu am ales lucrul care mie îmi trebuie și eu nu vreau să scăp de ele. Așa că o să mă stărâi să îndeplinesc toate provocările. Deci, haideți să începem! Primul lucru care eu vreau să fac, să mă descalz, că asta este casa mea pentru 24 de ore. Așa că ne descalțăm și lăsăm papucii aici. Și putem începe. Haideți la început să vă arăt ce eu am luat. Eu am luat o minge de basket, nu știu cum o să mă joc, dar o să mă stăre. O ghirlandă, că să facem aici frumos totul. O pătură, așa un mic scotch, un penar cu crioane markere, foi, aici este așa o gogoașă gonflabilă, este așa un zar, eu am idee ce putem face cu el, și am două snack-uri. Eu cred că astăzi ne vom distra până la urmă. Primul lucru care eu o să fac, eu o să dau aceste scaune jos și o să mă stărui să aranjez totul. Trebuie de dat aceste lucruri acolo în față, fiindcă se pot să le dau jos scaunele. Așa, asta tot, păturica mea, donuțul, asta, snack-urile mele și ghirlanda asta. Prima, să zicem așa, provocare e îndeplinită. Acum dăm scaunele acestea jos. Aici este așa o chestie, o, opa, și scaunul e dat jos. Și acum trebuie făcut și cu această parte. Opa! Au! O, gata! Trebuie scos asta. Asta e așa o chestie care se trage. Nu, asta nu ne trebuie. Stați cum se scot. Hei! Stați, o să trec în partea cealaltă. Ai! E mai greu decât eu credeam. Să... Opa, eu n-am vrut așa, n-am planificat, dar am reușit, am scos. Și aici ar fi, să zicem, patul meu sau camera mea, dar această chestie o să o punem aici. Mie nu-mi trebuiește. Și ia privit cât loc eu pot să mă întind. Super, mi-e place. Deci, haideți să aranjăm totul, pătura și toate chestiile. Păturica mea. Așa. E un pic greu să merge pe aici, fiindcă este nu așa de mult loc, eu mă bat cu capul, dar nu-i nimic. Mie oricum îmi place și îmi plac provocările cu 24 de ore. Și asta. Așa e. Bine. Ta-da! Ia priviți cum am aranjat. Acum cred că cel mai greu trebuie să înflu acesta gogoașă, donțul ăsta. O să-l înflu ăsta mai întâi. Mai bine o să aranjez ghirlanda asta. Mai întâi o să aranjez ghirlanda și apoi o să pun această gogoașă. Doar că eu nu m-am gândit la un lucru. Ghirlanda asta n-am unde să pun. Nu pot să pun în priză, fiindcă aici este doar priză, dar e pentru telefon. Eu vreau să pun această ghirlanda cu steluțe, să fie așa frumos, luminos.
Dar aici, priză, vedeți cum e așa. Dar aici e altfel, e așa. Înseamnă că trebuie din față gogoașa asta. Asta o să dureze foarte mult. Deci, încercăm rapid să o umflăm. Stați. Nu pot, eu nu simplu deloc. Serios? Deci, prieteni, am vest rele. Am încercat să umflu și el deloc nu se mărește. Îmi pare că el are ceva, o gaură. Cu ghirlanda n-am mers, cu acest donuts. Înseamnă că o să pun bărșim așa de frumusețe aici. Frumos, e bine. Da? Deci, haideți să aranjăm lucrurile care le mai am și gata. Deci, mutăm lucrurile noastre în partea asta. Mingiuța în cor. Cuvul ăsta în cealaltă parte. Foile și crioanele o să le punem aici. Și scociul ăsta tot. Și snack-urile mele. Opa! Am chipsuri sau chipsuță. Și desigur că paharul cu provocări. Gata, eu m-am isprăvit. Și eu m-am obosit să umflu, să aranjez totul, mi-e tare cald. Așa că haideți să ne umplem cu energie nesănătoasă, să mâncăm un pic de chipsuri. Nu interesant, trebuie să stai și să mănânc chipsuri. Eu propun să-i tragem un bilețel și să îndeplinim o provocare. Vă place ideea? Da, bă, luăm harul nostru și asta va fi primul nostru bilețel. Prima noastră provocare. Sper că o să o îndeplinesc și în tot același timp o să mă distrez. În el, pe deget. Ce? Când tăticul a venit? Hai că îi deja aștept provocarea. Până când pot să mă joc cu mingea? E o problemă? Ups. Mai bine o să mă joc mai pe urmă. Ticul vii! Vă prezint ASMR. Vă place ASMR pe canalul Jasmine Show? Tăticu a venit, mi-a dat inelușe și văd acolo construcție. O să trebuiască să arunc aceste inelușe și să-mi miresc acolo? Da. Ok, bine. Deci, prima încercare nu. A doua nu. Aproape. Și ultima, te rog să-mi miresc. O să se coate? Eu nimerit, asta construcția a căzut. Okay, se calculează. Nu știu cum ai făcut, dar se calculează. Ce vine aici, e așa, vine răcoare. Prima provocare este îndeplinită și înseamnă că toate lucrurile care le-am, le las la mine. Asta e foarte, foarte bine. Deci, să continuăm. Eu mă gândesc, am foi, am carioci, crioane. Haideți să desenăm un pic, doar că unde? Eu pot să stau aici? Cine este aici? Luăm o foaie. Luăm aici penarul nostru. Și haideți să luăm așa. Mai întâi o culoare așa mai închisă. Haideți să desenez. Dar vă trebuiască să ghiceți și să îndepliniți această chestie. Nu știu dacă la mine tare să primit. Ia primiți? Cu ce seamănă? Vezi? Cu butonul de like! Asta înseamnă că voi trebuie să dați un like la acest videoclip, fiindcă noi ne stăruim pentru voi, dar voi nu ați dați like-uri. Asta e rău, fiindcă dacă voi n-ați ne dați like-uri, noi n-ați avem dispoziție și videoclipuri n-ați iasă așa de fain și așa de vesele. Așa că acum coboară-te și dă like. Te rog, please! Eu nu sunt tare profesional să desenez mașini, dar o să încerc mașina noastră să o desenez. O roată aici.
mișcare. Aici e așa, să zicem, panorama. Așa, aici trebuie să fie așa o ușă. Să zicem că e ușă. Și aici, cred că așa. Și aici tot trebuie o ușă. Da? Asta e mașina noastră. De exemplu, eu zic, nu tare bine desenez mașinile, cum pot. Poate băieții, fiindcă se pricepe la asta, desenez mai bine, dar eu mai bine desenez, nu știu, chestii pentru fieți. Da, bine, și desigur trebuie de colorat mașina noastră. A noastră este așa un cafeniu, dar eu n-am culoarea asta, așa că voi colora în oranj și pot să adaug niște chestii galbene. Iată așa, cam așa desenul la mine s-a vrnit. Trebuie să-mi dați seama, lucrurile care mie nu-mi trebuie le pot pune aici în buzunare. Și nu o să mă încurce, fiindcă ele stau așa un pic dezordonat. Eu am inventat un challenge, eu să arunc zarul și ce cifră mă cădea, atât eu o să trebuiască să fac genoflexiuni. De exemplu, acum o să fac flutări. 5 flotări, ok. 1, 2, 3, 4, 5. M-am istrăvit. Acum haideți să zicem, să încercăm să facem așezări. Opa, a căzut. 4. La voi nu s-a văzut, dar a căzut cu cifra 4 în sus. Acum cum să le fac? Doar dacă se fac așa. 1, 2, 3, 4. Nu știu dacă asta se socoate. Mai mult că nu, fiindcă nu m-am atins pe la urmă. Dar asta e maximă ce pot eu. Câte secunde să stau în podișor? Da, e tot așa. 5? Din nou 5 mi-a căzut. Eu v-am promis, așa că o să fac. 1, 2, 3, stăți. E mai greu, fiindcă aici e puțin loc și încă se alunică și nu-i drept. 1, 2, 3, 4, 5. În mașină e mai greu să faci diferite sporturi. Dar eu am istorbit. Și dacă eu n-am ce face, înseamnă haide să extragem un bilețel. Să zicem asta. Balloon darts. Interesant, ce poate fi asta? Eu mi-aș uit la panoramă. Aici sunt acele pentru dar. Hai să vedem cum Jasmina va nimeri în acel balon. Hai. Nu. Mai tare. Nu. Aproape. Serios? Hai, hai. Mai am încă puțin. Ai, e greu. Wow, s-a primit! Wow, super! Înseamnă că nu iei niciun lucru, tati. Ok. Deci stau și nu mai știu ce să fac. Mă uit în lucrurile mele și n-am nimic. Așa că mă gândesc, poate să mai iau încă o provocare, să bătem un pic mai pe urmă. Stați, mă uit, poate mai găsesc ceva interesant. Mi-a venit o idee, să iau foile astea și să fac un avion și să facem așa o chestie că eu trebuie să arunc cât mai departe avionul. Îndoiem. Desfacem. Primul avion este gata. Acum trebuie să fac încă mai multe. A few moments later. Acum ieșim sus. Deci am ieșit afară. Aici sunt 4 avioane și o să le arunc așa. Și care e cel mai departe? Acela va fi și cel mai departe. Mi-e interesant. La mine se va primi? Poate să-l dau după gard acolo. Nu știu, nu știu. Primul avion. Următorul. Ăsta. Asta trebuie să zboare sus. Serios, eu mă gândeam măcar până acolo. Ultimul avion. Te rog frumos, zbori.
Departe, departe. Serios? Dar măcar m-am distrat. Eu cred că e timpul pentru o provocare. Deci, extragem. Să vedem ce aici scrie. Ce? Ardei iute? Asta ce înseamnă? Dacă eu n-am să-l mănânc, o să trebuie să scot un lucru de la mine? Asta eu nu vreau. Tu zic că vine cu ardei iute și eu îmi pregătesc moral. Și eu un pic mănânc chipsuri, ca să fie măcar un gust gustos în gură. Sper că o să mănânc și n-am să trebuie să scot un lucru. El deja e aici, cu ardei iute. Eu dar ceva i-am pregătit laptele. Jasmine. Avem o jumătate de ardei iute, trebuie să fac o mușcătură mare, da? Da, i-arăt că are semințe, unde e cel mai iute. Da, și eu cred că sunt primul șofer care mănâncă la volan ardei iute. Miros plăcut? Miros ardei iute. Dar nu știe, mi-ai lapte. Voi vedeți, Jasmina, cât e de îndrăzneață. Rugă-mă, rugă-mă, rugă-mă! Rugă-mă! Păi rugă-mă, Jasmina, trebuie să rugă-mi! Hai, scuipă, scuipă afară! Asta e cea mai iute care am mâncat vreodată! Mi-l dori! Mă dor buzele și limba! Deci, Fredin, eu nu m-am așteptat. La mine că limba și dinții și buzele încă sunt un pic de la iuțeală. Este cred că cel mai iute ardei care l-am mâncat vreodată. În cadru nu am filmat asta, dar după ce am deprimit provocarea cu ardei iute, eu am mai stat încă ce vreo 5 minute 10 pe scaun. Știu că era lângă mine și eu beam lapte și așa. Dar mie mi s-a făcut sete. Și mă gândesc că mie îmi trebuie apă, dar eu n-am luat. Și îmi pare că eu știu că unul dintre aceste provocări are ceva legat cu apă. Și mă gândesc că acum și-o să extrag, poate o să-mi cadă provocarea aceea și o să beau apă. Eu chiar am luat în șervețeală, acolo era, acolo unde e zgumul, tot asta. Și pare că așa un picul de mai bine ca aici încă e cald. Eu deja nu mai știu ce să fac. Mă gândesc să iau provocare, dar nu pot să fac chiar provocare după provocare. Trebuie să trec măcar câteva timp după o provocare. Așa că trebuie să fac ceva. Haideți să ne gândim și să inventăm. Dacă voi aveți ceva idei, scrieți în comentarii. Da. Haideți să ne gândim. Mi-a venit o idee.